Bună ziua și bine v-am găsit! Avem pentru dumneavoastră vești bune din țara de sus. Când vorbim despre șezători, se întâmplă să vorbim despre obiceiuri de mult apuse. În ziua de astăzi se fac eforturi foarte mari pentru resuscitarea obiceiurilor de altă dată și o facem mai ales cu un festivism și cu mijloacele pe care le avem la îndemână. Astăzi însă am poposit într-un loc minunat, Muzeul de Etnografie din Vatra Dornei. Și aici avem norocul să asistăm la o șezătoare pe bune. Chiar dacă multe din particularitățile acestui obicei nu se mai pot respecta în ziua de astăzi, mai ales într-un mediu municipal, totuși, aceste doamne creează frumosul, aceste doamne lucrează, creează cămăși și ii naționale sub ochiul vigilent al unui profesionist. Gazda noastră de astăzi, doamna Minorica Dranca, etnograf, muzeograf și conducătorul acestei șezători. Bună ziua și bine v-am găsit, doamna Minorica! Mă bucur tare mult, că am reușit să ne întâlnim. Și le mulțumesc doamnelor care au răspuns invitației noastre extra săptămânale, pentru că noi ne adunăm în fiecare sâmbătă. Azi nu e sâmbătă, dar doamnele au răspuns cu mare solicitudine rugăminții noastre de a ne întâlni astăzi. Ați spus foarte bine, deci încercăm să reconstituim datele etnografice ale șezătorii de azi și de întotdeauna, pentru că lucrul în comun, sfatul între doamnele care, și nu numai doamnele, dar se întâmplă că acum să avem creatoare de ei lângă noi, așa cum spuneam, deci creatoarele populare se sfătuiesc între ele, așa a fost dintotdeauna. Aici, în jurul muzeului, s-a constituit un grup, s-a autoconstituit, ceea ce este foarte, foarte interesant. Dumneavoastră spuneați mai devreme că aș fi conducătorul acestui grup, nici pe departe. Eu sunt cea care beneficiază de prezența doamnelor, pentru că și eu am foarte multe lucruri de învățat de la dumnealor. Învățăm unele de la altele și împreună chiar și lucrul merge mai bine. De altfel, cred că ați văzut expoziția, mica noastră expoziție de cămăși create aici în șezătoare, create sau recreate, pentru că de multe ori sunt reconstituite modele, tipuri de croială și în afara faptului că aici se nasc niște lucruri extraordinare, aici se leagă prietenii și s-a constituit o adevărată familie, în jurul căreia, din când în când, vin noi sau, știu eu, curioase, doamne curioase, și ne rămân aproape. Sunteți o prietenă a culturii tradiționale și chiar a noastră, a celor de la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Suceava și sunteți un veritabil magnet. Deci asta ați reușit să fiți aici, un magnet pentru aceste minunate doamne. Și cred că ar trebui să trecem pe la fiecare, să vedem care, cum, ce am de spus despre momentul când au hotărât să se întoarcă la cusut. Pentru că eu bănuiesc că ani de zile nu s-au mai îndeletnicit cu acest meșteșug, de pe prispă de la mamuța lor. Dumnealor vor fi mult mai în măsură să vorbească despre acest lucru, însă da, așa se întâmplă. Au trăit de-a lungul anilor, multe dintre ele, cu dorul acestei arte și cu multă înțelepciune au pus la adăpost ceea ce au găsit prin lăs de zestre, chiar dacă nu mai erau lucruri, știu eu, întregi. Chiar acele izvoade, șantioanele de cămăși vechi, au fost luate și valorificate. Ați văzut în mod artistic, de-a dreptul, pentru că deja cusutul ei a cămășii la noi în Bucovina nu mai este doar un meșteșug, este deja o artă. Minunat! Și să începem chiar din capul mesei. V-ați așezat în capul mesei.
Cum vă numiți? Țiganii Georgeta. Sunt un model foarte frumos de Dorna. Cine v-a furnizat modelul acesta? L-am de la mama soacră. Ea l-a cusut când era domnișoară. E foarte vechi și mi-a plăcut și am vrut să-l de la mestecăniș, de iacobeni. Deci duceți mai departe tradiția. Da. Cum vi se pare? Greu sau ușor? A început un pic până când mi-am intrat în mână, ca să zic. Acum nu. Îmi place ceea ce fac și o fac cu plăcere. Nu pot să zic că mi-e greu. În restul zilelor, cu ce vă ocupați? Cu gospodăria, sunt casnică. Și vă rupeți din timp să veniți și la așezătoare. Da, normal, că dacă îmi place, asta e. Trebuie să-mi fac și plăcerea asta. Da, este un hobby foarte bun și, zic eu, constructiv. Vă dorim succes și să mergem puțin mai departe. Mă numesc Netea Domnica și cu sutul cu mărgeale de pe la 13-14 ani. Mama cosea curealele și mie îmi dădea și era mai puțin până am învățat. Și de acum am peste 40 cu suții de astea și în Germania, în Spania, în Italia. Și atât. Pentru curele, nu? Pentru curele cu mărgele. Și peste tot care cum... Și cămă, și țes, și torc, și nevoie. Este un fel universal. Și este și un plus de tinerețe, că veniți aici cu doamnele, deci lăsați treburile baltă și sâmbăta vă însoțiți pentru câteva ceasuri. Da, și fac cu cea mai mare plăcere și vin cu cea mai mare dragoste să ne întâlnim, să ne sfătuim, luăm de la una la alta modele. Zici că știi, dar nu. Mai ai de învățat. Toată viața învățăm. Și dați mai departe meșteșugul, mai aveți în familie? Da, am avut nepoata când era mică și acum nici nu vrea să se uite la ele. Să sperăm că o să se maturizeze și o să vrea și ea. În schimb, pictează. Ei, tot e bine. E la facultate și printre timp mai pictează. Vă felicităm și multă sănătate vă dorim să puteți duce mai departe pasiunea asta. Am ajuns la altă doamnă, Minorica. O cămașă frumoasă de Dorna îmbrăcată și coase ceva deosebit. Minorica Negra mă numesc, sunt din Vatra Dornei. Am moștenit, cred că, dragoste pentru lucru și portul tradițional. A fost o perioadă în care chiar nu ne-a interesat prea mult și acum am revenit cu mare drag și am început să coasem. Treptat am învățat și eu, puțin câte puțin, pentru că n-am învățat la timp, n-am asta fost interesați. Asta este foarte interesant. Deci, cu toate că în familie s-a lucrat, dar a fost perioada când chiar parcă nu eram foarte interesați de lucrul ăsta. De școală, de serviciu? Așa. Și acum ne-am întors la vechile obiceiuri și iubesc ceea ce fac. Înseamnă că nu ne întâlnim cu drag, nu. Cât vă țin ochii și nervii? Încă ne țin, da. E o relaxare pentru noi, pentru că într-adevăr iubim. Da, aceasta și este. Da, e o pasiune și încercăm să mai descoperim vechile modele, să le readucem cât se poate, da. Ajungem la o persoană specială care merită, de fapt, un interviu mai amplu, pentru că are preocupări în domeniul cultural de tot felul. Este și scriitoare, este un promotor al culturii din Țara Dornelor și când am văzut în fotografii la șezătoarea doamnei Minorica Dranca de aici, de la Muzeul de Etnografie, că și domnia sa este prezentă, zic, nu se poate și în acest domeniu este... Super profi, sau cum se spune, e un termen nou. Mulțumesc foarte mult, mi-ați făcut o statuie acum. Dar vă rugăm să vă prezentați. Paraschiva Bundărițe mă numesc, mă numeam Pralea, sunt din Poiana Stampei de loc. Și e o localitate, de fapt Poiana Stampei, Vatra Dornei, Coșna, e o subzonă etnografică, așa cum știți foarte bine, în care se... poartă costumul tradițional și mai ales în care strălucesc iile, în mod deosebit, ii foarte încărcate,
în contrast cu bucătrința care este sobră și se mai poartă și bundițele, o să vedeți la una din colegii, poartă așa o bundiță care e inventată în Paiana Stampe în anii 20-30 de un cojocar neamț, era Anton Lenger se numea, dar care era foarte îndrăgostit de munca asta. Eu fac parte dintr-o familie foarte veche care, dacă vreți, așa fără să mă laud, pentru că este un adevăr, străbunicul a fost de două ori la Viena, la împăratul Habsburg, în ceea ce se știe că a fost lupta pentru drept a bucovinenilor, de fapt a celor din ocolul Câmpul Lung, care erau cumva mai deosebiți. Da, și familia dumneavoastră și a furnizat izvoare deosebit de valoroase pentru tot ce s-a întâmplat ca în zonă, da. Lornei să devină perla, da, Imperiului. Și străbunicul a luptat pentru biserica de la Poiana Stampe, știți că în perioada stăpânire habsburgice, bisericile și mănăstirile, în afară de trei, erau închise. În fine, dacă bărbații se ocupau de probleme în acestea sociale, femeile erau experte în lucru din gospodărie. Și eu prima dată am învățat de la mama, iată, să fac găurele și șabac la batiste. Asta este o batistă cusută de mama când era la școală și aceasta este o cămașă a mamei de prin 1930. Am învățat de la mama, dar am plecat după aceea la școală, m-am rupt cumva, însă mi-a rămas în sânge, chiar e o chestiune care îmi face foarte mare plăcere să lucrez, pentru că mă și deconectează și mă bucur foarte mult că putem împreună să ducem mai departe tradiția care este foarte frumoasă. Pentru noi nu este o modă să purtăm costumul tradițional sau să-l regândim, să-l refacem, să refacem iile vechi, mai ales iile vechi. Am acolo să vedeți în expoziție câteva, dar am și foarte multe la nepoate, prin Canada, prin Cluj, am nepoate care, nu toate, dar unele s-au îmbolnăvit, ca să zic așa, între ghilimele de această boală benefică. Da, da. Aici dumneavoastră creați nu o cămașă, ci o pasma. Eu acum tivesc pentru o cămașă nouă, a 13-a. Dar aș dori să refac, am refăcut o altă batistă, așa se spune la noi, sau năframă, cu un alt model, mai simplu, aceasta e mai complicată, e cu două fețe. Și sigur, am de învățat de la colege foarte mult, dar pentru că îmi place, dacă văd ceva, imediat pot să reproduc. Și e foarte bine ce se întâmplă aici, e foarte bine că se poartă din nou costumul tradițional, chiar dacă acum e o modă, sigur că va deveni ceva care nu se va putea desprinde de ideea aceasta și cei care sunt tineri acum și îl poartă, să zic așa, că sunt la formații artistice sau... Eu am model în familie, că lucram și n-am spus nici băiatul, nici nurorii, nu i-am obligat să se îmbrace. Dar eu zis, păi nu ne faci și nouă dacă tot lucrez. Și m-am curat cel mai tare, da, că au dorit să le fac cămăși ei și le poartă. Vă felicităm din toată inima și sperăm să ne încântați în continuare cu volume, să scrieți în continuare, doamna profesoară, pentru că foarte multe lucruri ați făcut în viață și toate bine. Și iată, în continuare, sunteți foarte activă. Anica Facina mă numesc. De când ați început să coaseți? Cred că nu intrasem la școală. Faceți ceva cu pui albaștri, ca ochii dumneavoastră. Are o istorie ea cu motive în albastru. Soțul meu provine din Vrancea și acolo, după nuntă, la o săptămână, mireasa se întorcea cu mirele a părinții ei în vizită și trebuia să poarte o ie cu albastru. Obiceiul s-a pierdut, dar mie mi-a plăcut atât de mult chestia asta, încât nu o să mai fie o mireasă, dar îmi fac motivul este preluat de la doamna Butnăriței. Povestea merge mai departe. Eu sunt originară din zona Iașului, soțul din Vrancea, dar am trăit mai mult în Dorna decât pe locurile natale, așa încât mă consider dorneancă și am îmbrățișat motivele, le-am preluat motivele din zonă
Îmi plac nuanțele de pădure, marou, verdele. Ce port eu este o ie care are... Da. Am cusut la ea 50 de ani. O să râdeți, da. Este ia pe care trebuia să o termin la sfârșitul liceului pedagogic. Pentru că politica liceului pedagogic din Bârlad era ca orice învățător să aibă costumul național lucrat cu mâna lui, să fie un model pentru elevi. Ori, deci un model din sudul Moldovei și profesoara, când a fost să ne noteze la sfârșitul anului 4, mi-a dat 10, fără ca eu să fi terminat una dintre mâneci. Și a stat ea asta în dulap timp de 50 de ani, până când am ieșit la pensie. Și am terminat-o acum 2 ani. Deosebit! Vă felicităm din suflet și vă dorim mult spor! Mulțumim! Și mai departe, novice, Gabriela Danila. Sunteți novice în ceea ce privește arta populară. Populară, da. Dar în ale scrisului? Nu, asta chiar nu am. Eu sunt cu cifrele, eu sunt economist de meserie. Deci, economist de meserie. Da, da. Și cu mărgelele. La mărgele, asta e pasiunea mea de ani buni. Aici, deci la când cusut... ați început dumneavoastră? Cusutul? Da. De vreo 3 ani. Nu, am început de mult. Deci recent. Da, da, și recent. Totuși a devenit deja, să înțeleg, o pasiune. Da, este un mod de a te recrea. Un mod de a-ți pune creierul pe stand-by și se liniștește. Cine v-a invitat aici? Cum de-ați venit? Nu m-a invitat nimeni, am căutat eu. Sora mea din Bacău are pasiunea asta și tot am rugat-o să-mi coase o ie. Și zic, n-am timp, nu am timp, eu îmi fac pentru familie. M-am dus prima dată la o șezătoare în Bacău și după aia am găsit-o pe asta de aici și am venit aici și am luat-o așa, încetucul. Și locuiți în Vatra Dornei? Da, da. Nimic mai simplu. Da. Ați ieșit sâmbătă de acasă? Și... Da, da. Da, este, deja este intrat într-un ritm, parcă nu, când e sărbătoare, parcă lipsește ceva. Nu. Vă dorim mult succes. Mulțumesc. Am mai ajuns la o doamnă cu o pereche de, cu un șirac de mărgele de mărgean care ne iau ochii. Spuneți-ne și mărgelele de când le aveți, că ne faceți curioase. Mărgelele astea au o poveste. Soacra mea a fost dansatoare la ansamblu folcloric Dorna Dorului de la începuturi. Și când au fost la festivalul de la București, Festivalul Internațional de Folclor, care s-a ținut la București prin 1960, și toți trebuiau să aibă tot alt fel de costume, alt costume, fiecare trebuia să aibă costum original. Ea mi-a povestit că a avut și mărgele, dar nu știa unde le-a pus. Și acum vreo 5 ani de zile, făcând o curățenie în podul casei, era un dulap acolo, un dulap foarte vechi. Și zic, hai să intrăm și în dulapul ăsta. Ce este în dulapul ăsta? Și era într-o învelit ăsta, într-un ziar al vremii, așa, și învelit într-o batistă de asta de mire, așa, și era aruncat acolo într-un colț, bineînțeles, batista ce era prăfuită, nu se mai știa nici culori, nici nimic. Și zic, măi, dar ce e aici? Greu? Că-s grele, așa. Și când am scos de acolo, pur și simplu... Da, ați fost copleșită. M-am așezat așa jos și mi-au dat lacrimile. Zic, în sfârșit, bota Lorica. Doamna Lorica, noi cred că da, noi cunoștem dintr-o altă postură, cred. De la Ciocănești, de la Moldăvița. Da, da. Și iată, vă țineți și de cusut. Știți cum? Ați întrebat dacă mai este cineva din tagma scriitorilor. Toate suntem aici scriitoare. A face cămăș înseamnă a-ți scrie gândurile, a-ți scrie tot ce ai învățat de la strămoșii tăi, pui aici, pe pânza asta. Cămașa nu se coasă așa oricum, că îi pun doi pui și o frunză și am făcut o floare și am cusut o cămașă. Nu. Toată cămașa are o însemnătate. Tot ce scrii pe cămașă, aici îți trece în gândul tău, în sufletul tău. Cu cămașa vorbești, cu cămașa plângi, cu cămașa râzi. Deci asta nu... Eu așa de mult am vrut să nu se piardă lucrurile astea.
Eu am avut bucuria și mă mândresc cu treaba asta. La mine, la noi în casă, toate femeile au lucrat lucru de mână. Și bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, eu am crescut acolo până la 7 ani. Mă trezeam dimineața pe cuptor la bunica, dormeam, și simțeam mirosul laptelui fiert și auzeam stativele, cum bătea bunica la stative. Când am început să merg, am început ținându-mă de stative. La 5 ani, bunica mi-a pus acul în mână și o bucată de râs mi-a dat. Acolo era un prosop mai vechi și a zis, na, de azi să începi și tu să coși pui. Și mai departe dați cuiva meșteșul? Da, fiica mea a învățat și a învățat chiar foarte bine și ține pasul acum cu mine. Am avut la cineva determinat, acum am început a doua cămașă, Crucea Reginei Maria, și într-o lună jumate am terminat-o amândouă, dar am cusut așa, știți cum, ca la maraton. Meritați așa. Felicitările. Și a început și ouă să facă și ea, bineînțeles, modele mai subțirele, așa, uitați, așa cu ceară în relief, ca astea să facă o leacă mai ușor. Și celelalte, na, încet, încet avansăm cu modele mai vechi, cu... Vă dorim mult succes. Mulțumim. Vă mulțumim pentru așa povești frumoase. Sunt povești impresionante și un univers din care n-am mai vrea să plecăm aici la Muzeul de Etnografie din Vatra Dornei. Și mai avem câteva protagoniste ale acestei șezători. Cu doamna... Ștefiuc Genoveva. Originară sunt din Panagi. M-am întâlnit cu Nicoleta Irimescu, care ea a fost cu inițiativa să se facă șezătoarea. Și am început să aducem cămășile care le aveam acasă, care așa. Asta este cămașa de la mama mea, cămașa de mireasă. Observăm că are un colorit. Are roșu de panaj, se cheamă, acolo este specific, da, două nuanțe, da, de roșu. Și ne-a spus doamna Minorica Grenaș, că avem și catrința de panaci, tot cu roșu, tot cu roșu în vitrină, da, expus, deci obiecte de patrimoniu cu adevărat. Este, da, renumită Comuna Panaci pentru culoarea roșie. Și asta sunteți trăitoare în Vatra Dornei, în municipiu. Trăiesc în Vatra Dornei, da. Mi-am cusut și o cămașă tot pe nuanțe de roșu. Și a fost o reîntoarcere în copilărie, nu? Da. În copilărie nu-mi plăcea să cos, că puneam cartea sub cusătură și când se uita, când nu se uita mama, citeam, când se uita, coseam. Ce ocupație aveți în viața de toate zilele? Factor poștal. Ia, uite, ce interesant! Da. Și acum sunteți meșteriță. Factor de la 19 ani și acum... Da, încondez, cos. E minunat. Da. Cânt deci într-un cor. Deci scrieți. Scrieți deci pe facem. Pânză și pe ouă. Da. Și cântați și într-un cor. Într-un cor, da, este un cor ecodornean. 16 persoane și cântă. Foarte bun, da. Mult succes, vă dorim. Mulțumesc frumos. Vă știm, vă iubim, aveți o cămeșă extraordinară pe dumneavoastră, dar prezentați-vă pentru telespectatorii noștri. Nicoleta Irimescu mă numesc, de la Dorna Candreni, de domnișoară mă chema Candrea, așa cum îi cheamă pe întemeitorii comunei Dorna Candreni. Eu de pregătire sunt încondeitoare, sunt scriitoare. Ca doamnele, scriu pe om. Scriitoare de om. Da, scriu dintotdeauna, de când am început să răsar, ne lăsa mămica de Paști, ne jucam pe ouăle care trebuia să le spargă pentru cozonac și făceam ouă împistrite, alea nu le am aici. Mi-au plăcut mult mai mult ouăle încondeiate de Dorna Candreni, care se fac chiar cu condeiul, culorile astea vesele, care nu sunt foarte apreciate pentru că nu sunt cunoscute. În ce privește costumul popular, însă, sincer vă spun, mie nu mi-a plăcut. De mică. N-a fost o pasiune. Nu, nu. A devenit pasiune în momentul în care, plecată la muncă în străinătate, rob pe plantație, am observat că atunci când erau alte doamne care mergeau la o biserică ortodoxă în Valencia, toți spaniolii știau că sunt români, dar în restul săptămânii eram țigani cu oții.
Și atât de mult mi-a plăcut faza asta, adică în costum popular chiar ne place toată lumea și ne apreciază. Atunci eu de ce nu, să nu-l îmbrac? Și în momentul în care m-am întors în țară, am început să fac ouăle încondeiate de Dorna Candreni, am fost prezentă la festival la Ciocănești, unde am luat premiul cel mare și veneam foarte des la doamna Minorica, la muzeu, pentru a afla secrete, să știu unde greșesc. Nu, niciodată. Da, atât de mult m-a îndrumat, atât de mult ne-a ajutat și încă continuă să ne ajute, pentru că tot timpul avem de învățat. Și la un moment dat m-a supărat odată soțul, am fugit la Suceava, eu îmbrăcată național, fetița mea la fel, la o șezătoare. Când ne-am întors de acolo, da, la șezătoarea Bucovina Paseie, în 24 iulie, în 2015. Da. Dar cu doamnele, unele dintre ele, ne cunoșteam de pe Facebook. Și cu Genoveva, și cu doamna Adriana Gavril de la Broșten, și cu Lorica. Și când m-am întors de acolo, am trecut pe la doamna Minorica la muzeu și am întrebat-o, dar noi de ce nu facem șezătoare la Vatra Dornei? Și a zis doamna Minorica, facem, cum să nu? Și am făcut. Și eu cu asta mă ocup cel mai mult, cu prezentarea a ceea ce facem noi în șezătoare. Da. Prezent ceea ce fac toate doamnele în șezătoare pe Facebook, avem grup. O să vă mai lăsați de meșteșugul ăsta? Nu se poate. Deci răbdarea se acumulează și în ani sau ce să înțelegem din asta? Că la început nu v-a plăcut și acum vă fascinează. Odată ce te îndrăgostești, nu mai poți să uiți. Asta. E o dragoste pe care nu mai poți lăsa niciodată deoparte. Nu te lasă ea. Ați dat mai departe meșteșugul? Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Fetița mea cea mică mă urmează și meșteșugul încondeiatului am și două nepoate care au început să încondeieze. Am sfârșit, dar cei de din urmă sunt cei din tâi, pentru că pe doamna o știm, vă știu și de la evenimente culturale. Mă uit la dumneavoastră și vă văd zâmbetul ăsta fermecător pe care l-ați lăsat moștenire și altor promotori ai culturii bucovinene, dar văd că sunteți și la șezătoare aici prezentă. Veniți tot da. Timpul? Cât pot, vin. Acum, fiindcă am și meseria de bunică, vin mai rar, dar totuși vin, că îmi place ceea ce fac. Mă numesc Domnica Roșuș, sunt din Vatra Dornei și locuiesc aici. Mai merg la copii, la Sânziana, că are și ea un băiețel, și mai merg să mai ajut acolo la treabă și să mai am grijă. Coregrafă și om de cultură și formator de tinere generație de ansamblu folcloric. Da, așa este. Și acum este, da, la Poiana Stampei s-a căsătorit, acolo este. Poarta de intrare în Bucovina, Poiana Stampei. Da, da, da. Deci dumneavoastră, unde v-ați născut totuși aici? Eu m-am născut la Mănăstirea Humorului. De aceea, când am început să cos, am cusut prima cămașă pentru mine, model de la Mănăstirea Humorului, și asta la alta, a doua, tot de Mănăstirea Humorului. Mi-a plăcut tare mult și continui. În amintirea copilăriei și a tine. Așa. Am o cămașă de Poiana Stampei făcută pentru nepoțelul ăsta mic. E gata, e aici în expoziție. Și următoarea cămașă va fi pentru Sânziana. Că trebuie să aibă și Sânziana o cămașă. Și Sânziana de Poiana va trebui să fie cu model de Dorna, că-i Dorneancă. Trebuie să fie de Poiana Stampei, că deja ea e adaptată acum la Poiana Stampei. E căsătorit acolo. Ce frumos! Da. Vă felicităm, doamna Domnica, din suflet. Vă mulțumesc. A fost o surpriză pentru mine astăzi. Da, mă bucur. Mă bucur. La evenimente însoțiți copiii și nu am știut că aveți și această pasiune. Pasiunea de
De cusut cos de mult, de când eram copil și știu să țes și am fost șefă la covoare persane și... Interesant, aici la Vatra Dorne a fost o secție la meșteșugare, a fost covoare persane, covoare tradiționale, am cusut... Nu mai este, da. 10 ani am fost și s-a desființat datorită sistemului și mă rog. Și... O perioadă n-am mai cusut, dar am spus când voi ieși la pensie, primul lucru din pensie, am să-mi iau pânză, să-mi cos cămașă. Și așa am făcut. Din ceea ce văd eu, cariera dumneavoastră este abia la început. Da, da. Vă dorim să aveți o carieră îndelungă. Vă felicităm, doamnelor. Mulțumim. Și vă mulțumim de povești atât de frumoase. Și o să trecem să discutăm și cu doamna Minorica Dranca. Așa cum v-am promis, ne așternem la sfat cu protagonista emisiunii noastre de astăzi, buna noastră prietenă, doamna etnograf și muzeograf Minorica Dranca, de la Muzeul de Etnografie din Vatra Dornei. Tare vă mulțumim că ne-ați facilitat întâlnirea cu arta populară autentică la ea acasă. Tare vă mulțumim că ați venit să ne ajutați să vă facilităm această întâlnire, dar într-adevăr munca autentică în ceea ce privește întreg sectorul tradițional, întreg sectorul culturii tradiționale românești trebuie promovată, pentru că dând asemenea exemple și promovând asemenea preocupări, sigur că apetitul pentru cultura tradițională va îmbolnăvi pe tot mai multă lume, ceea ce ne dorim și este un lucru benefic. Una dintre marile noastre munci ale muzeografilor este, sau ar trebui să fie și aceasta, nu doar să discutăm despre, despre patrimoniul pe care îl avem în administrare, la dispoziție pentru promovare, ci să vedem cum putem să îl facem viu și să poată fi transmis pe căi absolut normale, fără, știu eu, festivism sau fără artificii. Deci folclorul trebuie să rămână inclusiv în zona etnografică așa cum este el. Și dumneavoastră contribuiți din plin la acest lucru. Ce vroiam să vă întreb? Pentru iubiții noștri telespectatori, care cu siguranță această emisiune o urmăresc cu mare interes, spuneți-ne ceva despre istoricul acestei instituții, acestui așezământ de cultură atât de important pentru Țara Dornelor. Pentru că Vatra Dornei, se știe, este perla Bucovinei, este o stațiune balneară și un loc puternic ozonat cu cel mai curat ozon din țară, cu o multitudine de posibilități de agrement și în domeniul sportiv și în domeniul cultural, dar poate că unii, din păcate, trec prin acest loc și nu știu că aici se află un muzeu etnografic de importanță națională, am putea să spunem. Cam cât are? Muzeul propriu-zis are cam aceeași vârstă cu clădirea în care suntem găzduiți. Adică, luând în calcul faptul că Palatul Comunal, Primăria Municipiului Vatra Dornei, clădirea care ne găzduiește, a fost dată în folosință pe 17 septembrie 1897. Putem calcula, deci depășim 100 de ani. Aici, în sala costumelor, conform documentelor... Și a funcționat în continuare? Nu a fost niciodată închis? Ba da, sigur că da. A fost închis mai ales
în timpul și imediat după cele două război mondiale, care au distrus mare parte din clădire. Însă tradiția și istoria locală au păstrat ideea de muzeu la parterul Palatului Comunal și iată-ne din nou acasă de foarte multă vreme. De fapt, aici n-a funcționat doar un muzeu etnografic. Mulți ani muzeul a funcționat cu secții mixte. De prin 1980, la începutul anilor 80, funcționând doar ca muzeu de etnografie. Patrimoniul s-a înmulțit și pentru că muzeograful dinaintea mea, domnul Crucianu, căruia îi păstrăm o pioasă amintire, și-a dat silința să adune din ceea ce mai rămăsese din vechile gospodării, să adune un patrimoniu autentic și valoros. Și în anii din urmă, atunci când cultura tradițională a reînceput să devină una dintre, a început să fie recunoscută ca una dintre principalele valori naționale, aici în Vatra Dornei și în zona Bucovinei în general, lucrurile acestea s-au simțit din plin. Spuneam, în anii din deceniile din urmă, de fapt, patrimoniul s-a înmulțit cu foarte multe obiecte valoroase, în primul rând în ceea ce privește vestimentația și nu numai, deci în general pe componenta textilă. Ne-am completat patrimoniul, sigur că este loc de mai bine oricând. Cu siguranță, cu tinerețea și generozitatea dumneavoastră și energia care vă caracterizează, poate și în urma unor proiecte de nivel european veți reuși să dezvoltați, pentru că noi știm că aveți și niște colecții foarte frumoase, niște încăperi amenajate conform caselor țărănești din zona Dornelor. Este un lucru uimitor și deloc ușor de realizat. Da? L-ați făcut. Vă dorim mult succes în această muncă, pentru că nu este ușor. Mulțumim tare mult! În ce mă privește, acele încăperi erau deja amenajate în momentul în care am venit eu aici să păstoresc destinul Muzeului de Etnografie din Vatra Dornei. Deci meritul meu, dacă este vreunul, este acela de a-l promova, de a le promova ca atare. E puțin lucru, nici acesta. Cum să spun, face parte din fișa postului, dacă e să o luăm așa. Și lumea nu știe, doamna Minorica Zdranca. Am prieteni foarte mulți cu numele Zdranca. Știu, cunosc și eu. Deci, doamna Minorica, multă lume vorbește despre muzeu ca despre un loc plin de praf și cu păianjeni. Ori nimeni nu știe că muzeele sunt în permanență vii și așteaptă oameni să le viziteze, pentru că ele, asemeni unui insectar, ele totuși conservă în stare statică, este adevărat, un crâmpei de viață, o situație de viață, o imagine a vieții de altă dată. Și muzeografii, de fapt, îndeamnă oamenii: veniți să vă povestim, să vă arătăm și să vă îmbogățiți viața cu povești frumoase de altă dată, ca să vedem cu toții că nu suntem frunză în vânt, că avem niște rădăcini. Deci astea sunt muzeele. Sigur, muzeele de etnografie au, poate alături de muzeele de istorie, cu precădere această îndatorire, să-i spunem, de suflet. Într-adevăr, poveștile se întind pe fiecare cămașă, pe fiecare lăicer, pe tot ce înseamnă, să spunem așa, ornamentație tradițională, autentică. Ar trebui zile întregi să stăm de vorbă dacă intrăm în amănuntele acestui aspect. Eu aș avea foarte multe de învățat de la dumneavoastră. Cred că... Pentru că sunteți un om care exersează non-stop. Eu cred că ați avea foarte multe să vă reamintiți. Pentru că foarte mulți vizitatori calcă pragul muzeului și stând noi de vorbă în linii mari.
despre ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă, despre semnificația anumitor sărbători tradiționale, despre cele mai, să spunem, utilizate motive populare, cam ce au însemnat ele la origini, cum le-am preluat și sub ce formă. Mulți rămân uimiți și spune, dar de cum de nu mi-am dat seama? Lucrurile astea sunt știute, le știam, le cunoșteam. Cum de nu mi-am dat seama singur? Poveștile muzeului cum aduc turiștii poate mai mult decât obiectele în sine. Și dumneavoastră știți, desigur, că apropierea noastră a muzeului și a mea personal cu meșterii populari, cel puțin din zona Sucevei, este una destul de bună și de strânsă. Este o adevărată prietenie. Am învățat împreună de-a lungul anilor că dacă e să atingem latura pecuniară, obiectele de artă autentică, tradițională, se vând mai bine odată cu informația despre ele. Așa deci în momentul în care eu spun ce am gândit, ce am simțit, ce am pus pe ol încondeiat, pe cămașă, pe cioplitură, pe lăicer, în momentul acela legătura la nivelul senzitiv și emoțional între cel care vrea să achiziționeze un obiect, cel care l-a făcut și obiectul în sine devine una specială. Și poate de aceea ne iubim atât de mult cămășile și lucrurile făcute de noi. Da, într-adevăr ne-ați dat explicații cât se poate de ample și noi știm că dumneavoastră sunteți deschisă tuturor celor care doresc să culeagă informații despre tot ce aveți în acest muzeu. De asemenea, vă doriți, știu că aveți și vise pe care ați vrea să vi le împliniți în ceea ce privește poate dezvoltarea sau modernizarea acestui muzeu și suntem și optimiști în această privință pentru că viitorul este al proiectelor europene și cine știe, așa cum foarte multă lume acum, chiar fără să ne așteptăm, reușesc să acceseze anumite fonduri, poate că și Muzeul de Etnografie va beneficia de o inovație benefică. Da, așa cum spuneați, suntem optimiști din punctul acesta de vedere. Sigur, cu atât mai mult cu cât Vatra Dornei este un oraș stațiune balneară, un oraș foarte vizitat, locurile în care cei veniți, turiștii, cei veniți din afara spațiului dornean, fac cunoștință cu zona, sunt, înainte de toate, aș spune eu, muzeele. Cele două muzee pe care le are Vatra Dornei, Muzeul de Științe Naturale și, sigur, Muzeul de Etnografie. Noi avem și un plasament foarte fericit, da, chiar în mijlocul orașului. Cine nu îmi dă câte un telefon și spune, Doamne, dar pe unde, intrarea pe unde? Pe sub ceasul cu turn al primăriei. Este imposibil să ratați această intrare. Și cred că, apropo de ceea ce înseamnă proiecte viitoare, inclusiv această amplasare ne avantajează. Eu cred că Vatra Dornei ar trebui să, și știu că planurile Consiliului Local și administrației locale ne cuprind și pe noi, spuneam că ar trebui să se mândrească cu faptul că un oraș destul de mic are două muzee importante prin care poate să se prezinte, să poată fi cunoscut, prin care poate să se recomande publicului venit atât pentru tratament cât și pentru recreere. Da. Vă mulțumim tare mult că ne-ați fost gazdă frumoasă și bună astăzi. Mulțumesc și eu. Observăm acum la încheiere de emisiune, pentru că toate lucrurile bune au un sfârșit și emisiunea de astăzi, iată, ajunge la un final. Purtați o cămașă deosebită. Da. Eu de aici pot să observ că are și tricolorul prezent pe ea. Absolut. Lumea s-a obișnuit să vadă în cămașa specifică Dornelor ceva cusut pe marchizet, cu un soi de floare stilizată și care aduce și cu ghinda și cu frunza de stejar.
Dumneavoastră purtați ceva deosebit, care nici măcar ca și croi nu ne duce cu gândul la cămașa dornencelor. Este o cămașă bătrânească care s-a purtat de-a lungul timpului și aici, în zona Dornelor. Și, de altfel, cum sunt sigură că știți, în Bucovina, în general, costumului popular se spunea costum național, da. Și foarte, foarte des... Eu așa am și pronunțat. Da, da. Așa, și foarte corect ați făcut, foarte des însemnele naționale sunt prezente pe cămăși. Și nu numai. A fost specifică și această răscroire. Da, da, deci ceva între cămașa bărbătească și cămașa femească. Cum ziceam, este o cămașă pentru o femeie mai în vârstă. Tipul acesta de croi. Sunteți tânără, dar vă prinde. Nu sunt chiar atât de tânără și în orice caz e cazul să exersez pentru ceea ce va urma. Ce voiam să spun? Aici în muzeu, așa cum de altfel ați luat aminte, funcționează, se desfășoară o foarte interesantă șezătoare. Apropo de cămășile din zona acolo, sunt reconstituite și sunt create modele noi. Și voiam să vă spun că dumneavoastră m-ați tot lăudat că sunt promotoarea și... Da, noi am trecut deja pe la ele. Da, da, știu. Da. Voiam să vă spun că muzeul nu mai are doar un muzeograf, are în doamnele de la șezătoare adevărați consilieri. Din păcate... Pe doamnele pe care le-ați cunoscut și le-ați iubit astăzi, că am văzut că a fost foarte emoționată, grupul nu este constituit întru totul. Și pe calea aceasta le iubim și le transmitem toate cele bune și le așteptăm cu drag să se întoarcă între noi. Pe Marcela Drăgan, care reporter militar fiind și îndrăgostită de IA populară, este acum undeva în zona Londrei și cu greu va putea veni acasă. Este reporter. Este de reporter, exact. O salutăm de asemenea, fiind la copii în Germania, pe doamna Rosalia Moraru. Așa, și pe toate doamnele, pe Glicheria la Catoș, care astăzi este la serviciu și, desigur, am uitat mai multe nume. În orice caz, grupul compact funcționează emoțional în orice sâmbătă. Fie că suntem împreună, fie că parte dintre noi au alte preocupări în lucru în ziua respectivă. Cu siguranță se vor bucura atunci când vor vedea emisiunea și ne-ați făcut curioși să mai aflăm și alte lucruri despre Muzeul de Etnografie din Vatra Dornei și cu siguranță nu va rămâne o vizită singulară, pentru că, în definitiv, trebuie să perseverăm și să ne tot întâlnim atâta timp cât simțim că avem câte ceva de învățat. Vă las cuvântul să transmiteți celor care privesc emisiunea un mesaj de bine în ceea ce privește tradiția. Sunteți foarte generoasă, mulțumesc. Întâi de toate, așa cum probabil vă așteptați, vă așteptăm și noi, la rândul nostru, cu mare drag, să treceți pragul Muzeului de Etnografie din Vatra Dornei și împreună, stând de vorbă cu obiectele de față, cu comorile noastre muzeale de față, să depănăm povești și să răsfoim pagini autentice de istorie adevărată, scrisă și trăită cu acul, cu ața, cu firul de lână și cu dorul de cei dragi de multe ori, pentru că, iată, în zilele noastre, chiar dacă nu mai suntem toți acasă, ne reunește această dragoste de... autentic, ne reunește această nevoie de a ne regăsi pe datina românească și pe tot ceea ce înseamnă cultură autentică românească. Muzeul de istorie este o carte, Muzeul de Etnografie este o carte de istorie deschisă și care vă stă la dispoziție în orice moment. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumim cu mare, mare drag că ați fost astăzi alături de noi.
Vă dorim sănătate, spor la treabă și să ne revedem sănătoși. La revedere! Thank you.